tu știi că...
răutăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Amin. Într-un mulți ani, preasfințite stăpâne, Sfinte Dumnezeu, deschide tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, deschide tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, deschide tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vece vecilor. Amin. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune aduce în Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi. Miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am răzășluit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără dregile noastre, ci caută și au pomilostii și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivii de deschide la binecuvântată în Sfânt Dumnezeu Ficioar, asupra din noi cele de jumătate și să ne izbăvim pentru Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Ne închinăm, Bunule, cer și iertarea greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voie ai binevoitate și cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce îți strig cu mâna Ta pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție toate, le împlu de bucurie Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea, Doamne, slavă Ție. Ceea ce ești izvorul milei învrednicește-ne pre noi, milostivirii Tale, născătoare de Dumnezeu, caută spre puterea poporului cel păcătos. Trimite ajutorul Tău de sus, că într-o Tine nădăjduim, strigăm, bucură-te, ca și oarecând Gabriel mai mare, prin voievoda al cetelor celor fără de trup. Domnului să ne rugăm. Doamne, trimite mâna Ta dintr-o înălțimea locașului Tău cel Sfânt și mântărește spre slujba Ta ce mi este pusă înainte, ca eu sunt distin la Sfântul Tău altar să jertfesc jertfa cea fără de sânge, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințite stăpâne, binecuvântați. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul din Constantinopol și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, se miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Într-o mulță Amen.
pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slavă ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, mie miluiește-ne pre noi ce ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, cercerșezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Doamne, Scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Doamne, către Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Într-o lumină Ta vom vedea lumină, vine mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Sfinte,
Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care le pretutindene ești și toate le plinești, vistier bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Întrucere, Sufletul Dumnezeu, cum îmi place în Doamna Mărăie. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă într-o cer Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, misteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată spurgăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda Ta. Vremea este a slujit Domnului, binecuvântat spre Sfințite Stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Rugați-vă pentru noi, Preasfințite Stăpâne. Duhul Sfânt să vină peste voi și puterea celui prea înalt să vă umbrească. Pomeniți-ne pe noi, Preasfințite Stăpâne. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru sfântăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință locuiesc între sere, Domnului să ne rugăm! Doamne, mirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașănice, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce
călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor izbăvire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările care se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necaz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Binecuvântată, slăvită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Asemănată și slavă neajunsă a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni grăită, caută sprână și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine ești cuvântat, Doamne. Și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, binecuvântată, slăvită, stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului
și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta, primirea bisericii tale, păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia ne mărește cu dumnezeiască puterea ta și dă-i dânsa pentru cei care ne dăzduim întru tine. Unule născut, Fiule, și cuvântul lui Dumnezeu, cel la ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbat ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pre noi. Iar și iar Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-ți. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta cumenește-ne pe noi, când vei veni în împlinești cerurile. Nu știu și acum împlinește cerurile de frasă, ale rugurilor pe cerurile în viacul de afi, cunoștința de vorbii tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruită-ne. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce-a așezat în cerul cetărușoaștele regerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se vor minui fericii și
fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Ocorați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune, ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Cei binecredincioși, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci pui pocăința mântuirii, care ne învrednice și pe nezmeriți și nevrednicii robitări. Și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău, jertfelii și-ați aduce datorită închinare și pe stăbire.
Samuel, pentru cei ce cheamă numele Lui. Sfinte Dumnezeu, Iordan să fie. Făcut-o dreapta ta și desăvârșește-o pe ea. De stăpâni tronul cel de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare,
să luăm aminte. Pace tuturor! Și Duhului vostru preasfințite, stăpâne, Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune. Din epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, vă îndemn pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere, căci, frații mei, despre voi, prin cei din casa lui Chloe, mi-a venit știre că la voi sunt certuri. Și spun aceasta, că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau ați fost botezați în numele lui Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat decât pe Cris și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu. Am botezat și casa lui Ștefanas, afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva, căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Pace ție, celeia ce ai citit, și Duhului vostru preasfințite, stăpâne. Lumina cea curată a dragostei de Dumnezeu, care este în tine, mântuirea tale propovăduită, pune în noi frica fericită, Binecuvântați, preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul preasfinției voastre, stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne!
Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și au zis: locul este pustiu și vremea, iată, a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă, și luând cele 5 pâini și 2 pești, și privind de la cer a binecuvântat, și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat tot și s-au săturat, și au strâns rămășițile de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncase erau ca 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Pace ție, binevestitor! Și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, Doamne, după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Caută spre iubită cei chemați care și-a plecat vrumași înaintea ta și îmbrănicește pe dânșta vremea potrivită de baia noastră și de ideea ta aia păcatului. Părintele nostru Ioachim, unește-te și cu sfânta ta arhiepiscopul romanului și bacăului, pentru preasfințitul părintele nostru Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru păcatele cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunile noastre, fără să fim vrednici, ați aduce rugăciuni cele și jertfe fără de sânge.
pentru tot poporul tău și nevrednicește pe nevrednicii cu sânta această slujba ta, cu puterea Duhului tău cele sfânta, fără de o sânta și fără de zminteală, într-o mărturia curată cu cetului nostru, să te chemăm pe tine în toată vremea și pe locul și auzindu-ne pe noi milosii să ne fii nouă pentru mulțimea bunătății tale. Iarăși și de multe ori cădem la tine și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului. Dă-ne nouă să stăm nevinovați și fără de o sână înaintea Sfântului Tău jertfenii. Tăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică, cu dragoste, cu nevinovăție și fără de o sână, să se împărinicească pe cinească ta împărăție, să vrednicească pe Sfintele tale taine, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori, enoriași și binefăcătorii ai sunt răcașului acestuia. Domnește, Doamne, miluiește! Cum că ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Domnește, Domnește, Doamne, miluiește! Dacă ne rugăm pentru cei care aduc darul și fac bine întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Domnește, Domnește, Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește! Doamne, ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vină să se apropie sau să slujească ție în brad al slavei, căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru putere cele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpâna toate ne dea slujba sunt aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că singur tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpâna cele cerești, cele pământești, care te poți pe scaunul cherubimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netremnicul robul tău și curățește sufletul și inima de cugetele viclene. Mă învrednicește cu puterea sfântului tău pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, să stau înaintea sfintei tale mese acestea, să jertfesc sfântul și prea curatul totul și scurtul tău sânge. Căci la tine vin plecând un brumaj în și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujile tale. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea din mine, păcătosul și nevrednicul robul tău, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești
și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm din preună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunuși de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taine chipuim și făcătoare de viață trăim în trei sfânte cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Noi care pe heruvim cu taine chipuim și făcătoare de viață trăim în trei sfânte cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între-i sfântă cântare aduce-n ție toată grija cea lumească, acum s-o lepădăm. Împărat tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevoie să de ce te îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Domnul îți mă rugăm, Doamne, Dumnezeu să vine cu tați, prea sunt peste părinți, Sfântul meu, prea
Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român binecredincios de pretutindenea pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitorii ai acestei dumnezeiești liturghii dinpreună cu familiile și înoriașilor, pe preacuvioasele maici, care se ostenesc la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Adormiți într-o fericire, patriarhii României Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, pe Eftimie arhiepiscopul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiții într-o fericire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Doamne, 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 Doam
binevenită jertfă noastră să se lăbească Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri cu sfântului și peste tot poporul Tău. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din toată necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi. Dumnezeule, cu harul Tău, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să dă. Ție, Doamne! Îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pace tuturor Duhului Tău.
rușine, cu înțelepciune să luăm aminte. Al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un om Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din nou făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfântă jertfă, ne pace. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Tu din neființe la ființe ne-ai adus pe noi și căzând noi iară ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat toate făcându-le până ce ne-ai și la ceruri și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea îți mulțumim ție și unii a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care le știm. Pentru binefațiile tale ce ne-ai arătat, ce ne-ai arătat, ce s-a făcut nouă, îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevuită o primit din numele noastre, deși stau înaintea ta mie de cu șase arii care se înalță zburând. De biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt ești și prea sfânt, tu și unul cu Fiul tău și Dumnezeu cel sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava ta este plină de măreție, căci tu ai iubit lumea atât de mult încât pe unul născut Fiul tău ne-ai dat, ca tot ceea ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi plină de noapte în care a fost condus și care a fost însuși pe Sfântul Adrii cu viața lumii. Mântuinea cu sfintele și prea curatele și fără priană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a binecuvântat și la sfinților săi cu ce și-a fost cu zică. Vine într-un numele Domnului, o să mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va arăsa spre iertarea păcatelor. De groapă, de învierea cea de a treia zi, de sfire la cerul, de șederea cea de-a dreaptă, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Curățește-ne pe noi păcătoși și noi. Doamne, celea ce-ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunule, nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Inimă curată zidește tu noi, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele dinăuntru ale noastre. Doamne, celea ce-ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunule, nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm. Mă lepădat la fața ta și după tot ce-mi spune de la mine. Doamne, celea ce-ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunule, nu-l lua de la noi, ci mânuiește nouă celor ce ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aduce-n ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse în minte. Binecuvântați prea Sfânt Stăpâne, și fadică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este împotrivul acesta cinstit sângele Hristosului tău. Amin. Binecuvântați prea Sfânt Stăpâne, prefăcându-le cu Sfinte. Duhul tău cel sfânt. Amin. 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 Spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, ea nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduce-ți această slujbă cuvântătoare pentru cei adormiți într-o dreapta credință, strămoși, moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști,
mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Pomenește, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, preoții slujitori și diaconii slujitorii acestei dumnezeiești liturghii pe fiecare după numele Său. Pomenește, Doamne, după mulțimea îndurărilor Tale și a mea nevrednicie și-mi iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie să nu oprești pentru păcatele mele harul preasfântului Tău Duh de la darurile ce sunt puse. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Are fără strică cioane pe Dumnezeu Cuvântului născut pe tine cea cu adevărat născătoare. Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Andrei, episcopul Harghitei și Covastei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o slavă cântașa prea slăvi, prea cinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău. Da, Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru cinstitele daruri care sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm, ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Păi, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit pe dânsele Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicesc, cum să jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Fie, Doamne! Și ne învrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc. Tată, și a zice, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le cu durerile și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu nostru din sfânt locașul Tău și de pe scaun slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi cel ce stus împreună cu Tatăl și și aici închid nevăzut împreună cu ei și ne îmbrănicește prin mâna Ta cea puternică. Să-L-am! Amin! Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincios.
și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Aleluia! Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. Aleluia! Care rodul său a dat la vremea sa și groza lui nu va cădea și poate că te va face vor spori. Aleluia! Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa și ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. Aleluia! De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților. Aleluia! Că știe Domnul calea drepților și calea necredincioșilor va pieri. Aleluia! Pentru ce s-au întărât neamurile și poporele au cugetat de șertăciuni. Aleluia! Ridicatul sau împărații pământului și căpeteniile s-au adunat împotriva Domnului și a unsului său. Aleluia! Zicând să rupem legăturile lor și să le pădăm de la noi jugul lor. Aleluia! Locuiește în cer, mă rude de dânsii și Domnul îi va bajocori pe ei. Aleluia! Atunci va trăi către ei în urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Aleluia! Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele ce sunt al lui, vestind porunca Domnului. Aleluia! Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Aleluia! Cere de la mine și îți voi da ție moștenirea neamurilor și stăpânirea ta peste marginile pământului. Aleluia! Vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul alorului le vei zdrobi. Aleluia! Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți cei ce judecați pământul. Aleluia! Tu ești cu adevărat Hristos. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați Lui cu cutremur. Aleluia! Luați învățătura ca nu cumva să se mânie și să pieriți din calea cea dreaptă. Aleluia! Când se va prinde de grabă mânia lui, fericiți cei care nădăjduiesc într-o el. Aleluia! Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire într-o Dumnezeului. Aleluia! Iar tu
slava mea și cel ce înalți capul meu, aleluia. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele ce sfânt al lui, aleluia. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini, aleluia. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, aleluia. Păcătoșilor ai zdrobit, aleluia. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău vine cuvântarea ta, aleluia. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție. Oh,
Și l-a dat pământul
Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântul cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu care ne plântează pâinea și sarea, pe care o înmulțește în locașul acesta, în satul acesta, în țara noastră, în România, cu toată lumea. Iar noi care gustăm din aceste confrante, ne sfințește că Tu ești Cel care plântește orice Dumnezeu. Și e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în urmea și în vecii vecilor. Tine, copiii, mulțumim să fie pâine și pentru voi și pentru noi. Pe Sfinții Duh. Și eram secretar când am făcut schimbul de teren cu fondul forestier. Mi-am uitat sfatul meu. Și l-am înțeles la poziția noastră. Asta e aici, la mine. Nu, 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 nu,
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop Andrei, preacucernici părinți, preacucernici părinți protopop, preacucernici preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, stimate autorități, bine v-am găsit! Și bine ne-am întâlnit aici, la frățiile voastre, la umbra acestei biserici care s-a înălțat aici într-o credință și într-o laudă a lui Dumnezeu. Vă mulțumim dintr-un început pentru frumoasa primire care ne-ați organizat-o cu aceste ofrande, cu aceste daruri ale ospitalității voastre și ospitalității românești. Și am văzut concentrată în aceste ofrande toată dragostea, toată generozitatea și bucuria frăților voastre, pe care binecuvântându-le considerați ca binecuvântată întreaga suflare care aparține acestei comunități și acestor locuri pitorești frumoase, binecuvântate de Dumnezeu. Suntem astăzi aici pentru a da binecuvântare, pentru a invoca harul, energia necreată a lui Dumnezeu să vină peste locașul de închinare pe care frățiile voastre l-ați construit sub coordonarea părintelui paroc, care de an bun împreună cu frățiile voastre se străduiește aici să ridice această poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Sfințirea unei biserici are mai multe conotații importante din punct de vedere teologic, din punct de vedere mistagogic, din punct de vedere liturgic. De aceea este o lucrare sfântă care nu se face și nu se repetă decât din timp în timp. Timpul suntem noi și am transfigurat timpul și am metamorfozat acest spațiu care a devenit într-adevăr un spațiu frumos unde Dumnezeu a dorit să locuiască și să se cinstească sfinții care sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, care este o zi istorică, nu numai pentru eparhia noastră, dar pentru întreaga biserică, pentru faptul că oferim un dar lui Dumnezeu pe care l-am făcut cu mâinile noastre, dar care Dumnezeu îl redă nouă, înveșnicit, binecuvântat, sfințit, înfrumusețat cu harul lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, deci, am tocmit prima pagină de istorie în mod oficial, care se va îngropa în piatra altarului, împreună cu numele celor care au fost pictorii fondatori, ajutători, miluitori, donatori, lucrători, zugravi și toți cei care au contribuit la lucrarea aceasta și, bineînțeles, și numele tuturor acelora care știu că biserica este oaza de spiritualitate, oaza unde ne întâlnim în chip mistic, în chip tainic cu Dumnezeul Cerului și al Pământului, cu Sfinții Săi. Și de aceea, astăzi, considerați-vă toți urmași ai voievozilor și ctitori de locașuri sfinte, doar participând la această lucrare, amintindu-vă unii sau majoritatea dintre părțiile voastre, arătând darul vostru care l-ați oferit, de fapt, vouă înșivă, pe care Dumnezeu îl binecuvântează astăzi. Fiecare cărămidă de aici, din zidirea aceasta, este o cărămidă care se așează la poarta cerului. Dar nu uitați că frățiile voastre sunteți cărămizile vii. Sunteți acele persoane conștiente care faceți parte din trupul tainic al Dumnezeu, care este mântuirea, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, capul bisericii. De aceea văd așa de frumos alternându-se biserica de zid cu biserica de suflete, care sunteți frățiile voastre. Deci în acest hrisop, în acest document, am întruchipat, am îmbuchetat câteva idei importante care să fie semnate de noi ca o cronică, o cronică care se adaugă ca o primă pagină la o lucrare care va avea importanța ei și istorică și administrativă, dar mai curând mântuitoare, mai curând duhovnicească. De aceea rog pe Părintele Secretar Eparhial să dea citire acestui hrisop care l-am întocmit pentru ziua de astăzi și după aceea vom procede la sfințirea acestui locaș
făcând niște gesturi liturgice pe care frățiile voastre să le urmăriți, pentru faptul că dincolo de gesturile noastre liturgice sunt gesturile lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi, lucrarea de sfințire, lucrarea sfințitoare a bisericii acesteia, care, cum am spus, de acum aceste cărămizi așezate armonic nu vor fi decât un loc de întâlnire cu Dumnezeu, de unde se împărtășește Cuvântul lui Dumnezeu, de unde se împărtășește Harul lui Dumnezeu în Sfintele Taine. Deci biserica va deveni un izvor de har și de binecuvântare pentru cei care cred în Dumnezeu și pentru cei care încearcă să-și transfigureze viața în această lume, așteptând să treacă în transcendentul divin, unde se vor recunoaște în Hristos, Domnul istoriei și Domnul nostru Mântuitor, care ne-a adus pe pământ să ne îndumnezeiască. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă mulțumesc pentru primire. Hristos de Sfințire, vătăierea cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii cu hramul, Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Cuvios Paisie de la Neam, parohia Straja Ciobănuș, comuna Său, protopopiatul Moinești. Parohia Ciobănuș-Straja s-a format după căderea regimului totalitar din decembrie 1989, din două sate cu același nume care au aparținut parohiilor Său și Boioasa, la cererea credincioșilor ce au dorit să-și ridice un lăcaș de cult propriu, unde să poată participa în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie. Localitatea este situată pe șoseaua Comănești-Ghimeș-Miercurea-Ciuc, în apropierea graniței fostului Imperiu Austro-Ungar, fiind tranzitată de râul Trotuș, al cărui debit afectează gospodăriile în anii ploioși, așa cum a fost și între anii 2005-2006. Numele parohiei este legat de faptul că mulți locuitori au fost preocupați de păstorii, iar unii au fost străjeri la frontiera Moldovei în timpul epocii ștefaniene. Prin bunăvoința Consiliului Local Său, în anul 1995, unitatea de cult nou înființată a primit în concesiune un teren de aproximativ 8.000 de metri pătrați pentru zidirea unui sfânt lăcaș. Piatra de temelie a fost pusă la 7 mai 1997 de către ierarhul de pioasă amintire Eftimia Luca Romanului, iar coordonarea lucrărilor a fost încredințată părintelui paroh Cornel Gorbănescu. Biserica este zidită în stil ștefanian, având 22 de metri lungime și 8 metri lățime la abside, cu înălțimea turului pe pronaos de 21,80 metri, din cărămidă și beton armat. Pictura murală este realizată în tehnica fresco de către pictor Livia Lichi Pavel. Iconele mari de pe catapeteasmă au fost pictate pe lemn de tei în atelierele de la Mănăstirea Diaconești, iar celelalte au fost împodobite de către pictorul bisericesc Marius Chinescu. Catapeteasma a fost confecționată din stejar masiv cu elemente ornamentale din tei în anul 2014 în zona Neamțului, iar masa Sfântului Altar a fost placată cu marmură. Lăcașul de închinare a fost împodobit cu strane, mobilier de lemn de stejar, obiecte de cult și odoare sfinte. Din anul 2013, lucrările au continuat cu reabilitarea spațiului destinat amenajării unui așezământ social filantropic al parohiei la standarde moderne. Aici a fost realizat un paraclism necesar slujirii pe perioada de iarnă, o sală de mese ce folosește și ca loc de întâlnire pentru orele de cateheză cu tinerii, precum și o bucătărie utilată. Toate aceste lucrări s-au făcut cu ajutorul credincioșilor parohiei, la care s-a adăugat efortul material al Consiliului Local, al domnului primar Constantin Rădulescu, precum și sprijinul financiar al unor oameni de bine ce au dorit să-și înscrie numele în rândul ctitorilor de lăcașuri sfinte. În milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 22 iulie, anul Mântuirii 2018, în duminica 8-a după Rusalii, când se face și pomenirea Sfintei Mironosițe, întocmai cu apostolii Maria Magdalena, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. La acest moment haric, precum și la Sfânta Liturghie Arhierească,
au participat Părintele Costel Mareș, protopop al Protoierii Moinești, preot din cuprinsul protopopiatului, reprezentanții autorităților locale, precum și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit și împredicit să împlinească această sfântă lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit această sfântă biserică. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău celui Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor. Semnează în alt preasfințul Părinte Ioachim și preasfințul Părinte Andrei, alături de părinții slujitori. Să cântăm cu toții. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără Mare, faceți un culoar spre biserică și să lăsați în fața bisericii spațiul liber pentru ca părinții să vină acolo să facă un semicerc și în alți ierarhi să fie. De viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Prea Sfântă Treime, iubește-ne pe noi. Doamne,
curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitule Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitule Părintele nostru Andrei, episcopul Covasnei și Arghitei, pentru cinestita preoțime și cea în Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și bunurea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său, bunurea născătoare de Dumnezeu, miluiește! Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Din cartea a treia a regilor citire. Să luăm aminte. A stat Solomon înaintea jertfernicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce cerul nu te încarcă, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am zidit în numele Tău, însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui care se roagă poporul Tău astăzi și robul Tău. Să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea spre locașul acesta, la locul unde ai zis numele meu va fi acolo. Să ascult strigare și rugăciunea care se roagă robul Tău în locul acesta, ziua și noaptea. Să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel. Când ei se vor ruga în locul acesta, să ascult din locul șederii Tale din cer. Să ascult și să-i miluiești pe ei.
înțelepciune. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul în ziua a opta și mai departe preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare. Și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, că Domnul Dumnezeului Israel a intrat prin ea. De aceea va fi închisă, cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de miază noapte în fața templului și am privit. Și iată, era plină de slavă casa Domnului. Sfinților mucenici, are bine v-ați nevoit și v-ați necunat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Cezarei lui Filip a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroși. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ și va fi legat pe pământ. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Pace ție celui ce ai bine vestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pune că ne rugăm pentru not, preasfințitule Părintele nostru, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitule Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește!
că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul proroc Ilie Tezvideanul și Sfântul preacuvios Părintele nostru Paisie de la Neamț, prin stropirea cu aceasta apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine, Sfinților mucenici, care vin noastre, ne trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei, și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă ospăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune dar ca să-mi ajute. Însă Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te grijești de multe, însă un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea, iar când zicea dânsul acestea o femeie din popor, ridicându-și glasul a zis către dânsul, fericit este pântă cel care te-a purtat și sânii la care ai sur. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Ești pe noi, Dumnezeu, după Maria ta, rămâne și auzirea și a miluie. Doamne, miluiește! Că te rugăm pentru fericiți și pururea pomeniți, ictitori și binefăcători ai Sfântului Cașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri drepsăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Viața și odihna adormiților Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm. Și Celui fără început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta, închinată Sfântului proroc Ilie Tezvideanul și Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfinților mucenici, care se după să poate grijă de suflet, de lucruri ce
miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel bogat în milă și iubitor de oameni, care la plinirea vremii a intrat în templul nostru efemer, întrupându-te din prea curată și pururea Fecioară Maria, pentru a fi împlinitor al voinței Tatălui Celui Necauzat și hrănitorul nemitarnic al sufletelor și trupurilor noastre. Caută cu milostivire asupra Sfintei adunării acesteia, care astăzi îți aduce ție ale tale dintr-o ale tale, prezentând așezământul acesta închinat, Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Muceniță, întocmai cu Apostolii Maria din Magdala, din Parohia, Sfântul Proroc Ilie, ca pe o ofrandă sfântă și ca un semn al credinței și dragostei pentru tine și pentru toți cei ce iubesc buna cuviință acasă lui Dumnezeu. Ochiul tău îndurător și a toate veghetori caută cu iubire milostivă asupra ctitorilor acestei așezământ, precum și asupra tuturor celor care se vor împărtăși de bunătățile tale, ce vor fi împărțite seminilor noștri care caută prin noi ajutor și bunăstare sufletească și cuviască în lumea aceasta plină de lipsuri și de primejdii. Așa precum odinioară împreună cu Sfinții Tăi ucenici și apostole intrat în templul din Ierusalim, purificându-L de toată necurăția, tot așa și acum intră împreună cu noi, Sfinții Tăi slujitori, în așezământul acesta, sfințindu-L, binecuvântându-L și transformându-L în sălaș al slavei Tale. Fă, Doamne, ca pacea, liniștea și harul Tău să fie pururea prezente ca un mister nevăzut într-însul. Înmulțim și sporim bunătățile Tale cele pământești și cerești în așezământul acesta zidit în numele Tău. Umple de bucurie și de veselie inimile tuturor celor care s-au ostenit la ridicarea Lui, precum și pe ale acelor ce vor trece aici și vor primi învățături folositoare de suflet și ale celor ce vor primi și vor oferi hrană pentru cei zi și neajutorați. Primește, Doamne, jertfa duhovnicească a celor care vor sărăși locașul acesta pomenirii pentru cei vii și pentru cei adormiți, căci Dumnezeiasca Scriptură ne îndeamnă să fim darnici cu pâinea și cu vinul la mormintele celor drepți și să nu lipsim de milă nici pe cei vii, nici pe cei morți. Dacă Tu nu Te-ai sfiit să intri împreună cu Sfinții Tăi Apostoli în casele oamenilor unde ai împrânzit sau ai cinat, îndemnându-i pe aceea să ofere prin jertfa lor cele necesare vieții celor sărași și împincioși, tot așa și acum să nu te sfiești să intri în locașul acesta însoțind în chip nevăzut pe cei ce vor veni aici să facă pomeniri, pentru cei trecuți în viața cea veșnică sau care se vor întâlni aici pentru alte trebuințe folositoare de suflet. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre, în această binecuvântată zi, ascultă rugăciunile noastre pe care le aducem din inimi smerite și vino cu harul preasfântului Tău Duh și sfințește așezământul acesta închinat. Sfinte Preacuvioase, Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Muceniță tocmai cu Apostolii Maria Magdalena, trimițând îngerii Tăi nevăzuți să-L pățească de tot Domnul și de toată mântuiala celor cuvinici. Trimite poporului drept credincios care din iubire pentru Tine au ridicat așezământul acesta, binecuvântarea și mila Ta cea bogată, curățind păcatele și fără de legile noastre. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău și trimite harul preasfântului Tău Duh să ne sfințească și templele sufletelor noastre, așa cum ai sfințit și așezământul acesta. Acopere-ne pe noi cu mila bunătății Tale, iar pe Maica Ta cea preacurată, trimite-o să-și întindă preaputernicul ei acoperământ peste satul și ținuturile acestea unde se preasfântește preasfânt numele Tău și să vegheze bucuria asupra tuturor celor ce se vor ostini aici ca să ofere darul din darurile Tale. Nu părăsi Dumnezeule niciodată pe cei ce iubesc numele Tău.
că deși ca oamenii au greșit, totuși având credințe pe tine, prin noi ne dăjduiesc să-și împlinească dorințele lor cele nevoitoare, ca să fie după voia ta cea sfântă, ca toți împreună să slăvim prea cinstitul și de mare cuvință de Dumnezeu, împreună cu al Tatălui Celui a toate ținitor și al Prea Sfântului și viață Sfântului Ducelor cu Cerului Tatăl, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește așezământul acesta social caritabil prin venirea preasfântului și de viață făcătorului tău Duh asupra lui, prin stropirea cu această apă sfințită și ungerea Sfântul și Marele Mir în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește poporul tău. Mântuiește, cu crucea ta păzește de poporul tău. Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, miruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Pentru tine, Maică, cu oselie s-a mântuit. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Sfânta Evanghelie după Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă. Iar Iisus se plimba în templu, în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scoți sufletul din noi, dacă tu ești Hristos, spune-o nouă fără sfială. Iisus le-a răspuns, v-am spus vouă și nu credeți. Lucrurile pe care eu le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele, precum v-am spus vouă. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!
Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, înălțarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, binefăcători, închinători, slujitori ai acestui sfânt local. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul și cuviosul părinte Paisie de la Neamț. Prin stropirea cu această apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din inimilor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce toate le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robilor Tăi și ne învrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de o sfântă sfințirea bisericii acestea care s-a zidit spre lauda slavei Tale, spre a noastră mântuire într-o evlavioasă covenire a Sfântului Proroc Ilie Tezvitian și a cuviosului Paisie de la Neam. Se facem în iar ridicarea altarului, că Tu ești Cel care binecuvântezi toate Dumnezeu noi. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce a așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, Domnul cel tare în război, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare în puter și puternic în războaie, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele de aramă și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic în războaie, acesta este împăratul slavei. Amin, bisericii tale se cuvine sfințenie. Stăpâne, Cel ce dăruiești lucruri mari, primește-ne și acum pe noi cei ce ne rugăm ție, nu pentru că am fi vrednici, acele, ci ca să se arate mulțimea bunătății Tale.
că n-ai încetat a face bine neamului omenesc în multe chipuri și drept venirea binefacerilor tale, ne-ai dăruit venirea în trupa unui născut Fiului Tău, care arătându-se pe pământ și luminând cele dintr-un întuneric lumina mântuirii, s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățirea toată lumea, făcându-ne împărtași în ierii sale, iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenicii și pe apostolii săi, precufăgăduise cu putere din înălțime, care este Duhul Sfânt cel închinat și atotputernic, care purcede din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care, făcându-se ei puternici în fapt și în cuvânt, au rânduit botezurile fierii Bisericii au unitat, jertfenice au așezat, cum s-au preoții minești și rânduierea căror predanie și noi păcătoși și ținându-o vedem înaintea ta, Dumnezeule cel veșnic și ne rugăm, milostive, Biserica aceasta ce s-a zidit spre lauda ta, umple-o de dumnezeiasca ta slavă și altarul ei arătându-l să fie Sfânt a Sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea Lui, ca înaintea trunului celui dumnezeiesc și înfricoșător al Împărăției tale, fără deosebire să slujim ție, rugăciuni pentru noi și pentru poporul binecredincios înălțând și jertfa cea fără de sânge, bunătății tale aducând spre iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, spre chivernisirea vieții, spre săvârșirea bunei viețuiri și spre împlinirea toată dreptatea, că s-a binecuvântat prea sfânt numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu uria și în vecii vecilor. Amin. Roadele de tămăduri se răsară. Însă stăpână cel ce ești dătător de toate bunătățile pentru rugăciunile Sfinților, ale căror maște ai binevoit a se așeza în cinstită biserica aceasta, învrednicește-ne și pe noi, fără de o sândă, să se aducem în ea jertfa cea fără de sânge și ne împlinește toate cerurile cele spre mântuire, în ca răsplătire celor care au pătmit pentru Sfânt numele Tău și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Doar este stăpânirea să te ieși de împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenire fie ctitorilor, fondatori ai Sfintei Biserici acestia, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai sfințit apele Iordanului prin mântuitoarea Ta arătare, Iisus, și acum trimite asuprea Sfântului Tău Duh și binecuvintează apa aceasta ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea cărțelnicului Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Acum. Cât de iubit este locașul de Tare Doamne, a Doamne al Puterilor, dorește să sfârșește Sfântul Mânt cu Sfântile Domnului. Dumnezeule, după mare mila Ta, împărăția îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai frumos mă spargă fără de legea mea și de păcatul meu curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, fie unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drepte și tot cuvintele Tale și biruitor când vei lega Tu. Că iată, fără de legea m-ați demislit și în păcate mă născu Maica mea. Că iată adevărul ai iubit. Cel ne-arătate și le-a ascuns, dar în înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropimul-ei cu isop și îmi vei frăți. Spălamul-ei și mai mărtos decât zăpadă mă vei ardi. Auzului meu vei da bucurie și vei fie. Scurase, măruase, vei ce-mi ferit. Întoarce față Ta decât de păcatele mele și toate fără de legea. Inimă curată, zi veci, când ține Dumnezeule și Tu dreptul noi și celor într-o ale mele. Nu mă lepăda cu când rapată Ta și Duhul Tău ce-ați luat de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale, să-L duc și să-L mântărește. Învățau de cei să-L mântărește cu mine Tale și din niciun ce ne întâmplătoare. Izumești și învățat de sânge, Dumnezeule și de mântuirii mele. Curați-i la inima mea de dreptatea Ta. Doamne, Dumnezeu, deschide și curea mea mă vesti lauda Ta. Medicoi șerpă te-aș fi dat. Ardere de Domnule vei binevoi șerfa lui Dumnezeu. Lumine inima frântă și sferită Dumnezeu nu m-a urmisit. Să vine Doamne cu bunăvărea Ta Sionului, să zizească zidurile Ierusalimului. Atunci de binevoi șerfa dreptății prin noștri și ardere tot, atunci vor pune pe altarul Tău șerfă. Nu mai părinți. Nu mai părinți. Nu mai părinți.
vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Iată acum ce se pun și ce se frumos. De când m-a locuit frații împreună. Aceasta este din nou noi, în modul lui Cisubar. Așa vreau și eu trebuie să zboară. Amin. Dați pe toată suprafața Sfântului Mese. Sfinte, 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 Sfinte,
Se pecetluiește altarul acesta cu pecetea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Să
Tatăl Dumnezeul nostru, cu milă de vână miriască, profecească, pe care primind-o orice fel cu tot ce mai pentru chiar. Și de nou, harul prea sfânt de viață, Părătorul tău. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în raiul harul, și pe ceau mai cu Tatăl și Fiul cu Duhul, toate în gândurile de la tine cuprinsă. Ca un purtător de viață, ca mai purtător de putere, care ta în mormântul tău, Duhul învierii noastre. Iar așternut picioarelor pământul care întru sfinții și totului dați de apostolei lui slujba cea în loc și darul Duhului Celui adevărat și printre și Sfintele Biserici și jertfelnicile tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul le-a așezat ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Celea ce ai binevoit a se ridica biserica aceasta într-o pomenire a Sfântului proroc Ilie de Svidianul și Sfântul Cuvios Părintele nostru Paisie de la Neamț. Spre slava ta și a unui a născut Fiului tău și a Sfântului Duh, tu însuți împărate cel fără de moarte și dătătorule de lucruri mari, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm ție și trimite pe prea Sfântul Duh cel închinat și atotputernic ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina ta cea veșnică, alege-o pe ea de lumina și o fă locaș. Fă o scaună în slavii tale, împodobește-o cu darurile tale, cele dumnezeiești și mai presus de lume. Fă o să fie liman celor învii fără azi, leguire celor pătrimitori, bolnavilor scăpare, dracilor în fricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noaptea și urechile tale, luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în ea și vor chema într-un tot cinstitul și prea slăvit numele tău. Orice vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă și să fii milostiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită și jertfelnicul cel ridicat aici arată să fie Sfânta Sfintelor cu lucrarea și cu puterea Sfântului Duh. Preamărește-o mai mult decât jertfelnicul legii celei vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe ea în Sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul tău jertfelnic, să ne dea nouă darul umbririi tale celei prea curate când drăznim nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a ta negrăită bunătate. Păcăvântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curulea Fecioara Maria, cu Sfinții să o pomeni. Preasfântă, născătoare de Dumnezeu, care pentru tine au pătimit de odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Yeah.
se sfințește biserica aceasta și icoanele zugrăvite într-o dânsa, biserica închinată Sfântului Proroc Ilie de Tridian și Sfântului Dubios Paisie de Anan, de unde e cu Sfântul și Marele Mic, se întrebărește cu apă Sfântului numele Tatălui și până la noi, păcătoși și robii tăi. Pentru aceasta ne rugăm ție, Stăpâne, mult milostive, umblă de slavă, de sfințenii și de dar pentru aceasta, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge ce se vor aduce ție pe el, pentru preacuratul trup și cinstitul sânge al unui născut fiului tău, al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea întregului tău popor și a neprinței noastre. Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună cu tău, Părintele tău, fără de cel prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul tău, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților, într-o lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților, bunilor mucenici, ale căror moaște s-au semănat în tot pământul spre dornire de tămăduire, ale Sfântului Preacuviosului, Părintelui nostru Paisie de la Neamț și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu, locrotitori acestui Sfânt Lăcaș, cu ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de moarte iubitor.
credincioși și preacucerici părinți. Dăm slavă Dumnezeu că am săvârșit slujba de ternosire, de sfințire a acestui locat, care în chip nevăzut a devenit sălașul lui Dumnezeu și poarta cerului. Dar de ordin organizatoric, pentru faptul că concluziile acestei mărețe zile le vom trage retrecându-ne pe scena pe care s-a săvârșit Sfânta Liturghie și de unde am început slujba de sfințire, de ternosire a Bisericii, dând astfel posibilitatea ca frățiile voastre, care ați rămas în afara spațiului Bisericii pentru a participa la slujba de sfințire, doriți să vă închinați în Sfântul Altar, pentru care lucru dăm binecuvântare tuturor, în mod excepțional, astăzi să intrați toți în altar, să vă închinați, să cereți milostivirea lui Dumnezeu și harul Său care a sfințit această biserică să sfințească și templele sufletelor voastre. Omul, după cum bine știți, este templul Duhului Sfânt. Și acest templu, bineînțeles, datorită scurgerii anilor, datorită inadvertenților care le împlinim, le nevoit în lumea aceasta, se opacizează. Cum la o icoană, dacă ținem o lumânare permanentă aprinsă, ea se înnegrește de fumul acelei icoane, acelei lumânări. Așa și sufletul nostru, uneori, se întunecă, se opacizează și nu se mai vede chipul inițial. Dar, cu grijă îl curățăm, cu lacrimele pocăinte și aspovedanie și atunci avem la chipul cel din tâi. Așa și voi rugați-vă ca Dumnezeu să intre în sufletul vostru cum a venit peste această biserică și să-L facă propriu totdeauna de primirea lui Dumnezeu și de odihnă lui Dumnezeu. Deci avem multă nevoie de rugăciune, mai ales în zilele acestea, umplute de tot felul de primejde și necare. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea pace în lume, să înțelepțească pe popoare, ca să semene pacea lui Hristos, nu aceea care o aduc diplomații, sau, știu eu, întâi sătătorii unor popoare. Pacea lui Hristos este cea care aduce acea liniște, acea isihia de care avem atâta nevoie în zbuciumul acestei vieți pline de primejde și de necaz. Deci rugați-vă pentru voi înșivă, pentru familiile voastre, pentru românii care s-au îndepărtat pe toate meridianele planetei și nu sunt, poate din binecuvântate pricini sau din alte pricini, nu au fost cu noi în rugăciune. Rugați-vă pentru ei ca să creăm această comuniune. De fapt, comuniunea de rugăciune aduce comunitatea, comunicarea și, bineînțeles, cuminecătura de care avem atâta nevoie pentru hrana sufletului. Această biserică este de acum o poartă a cerului frumos. Felicităm încă o dată pe Părintele Paroc, care a focalizat credincioșii și toți cei responsabil de această lucrare, dar despre acestea vom vorbi afară, dând astfel, cum am spus, posibilitatea să vă închinați în Sfântul Altar. Să cântăm cu toții, Mântuiește, Doamne, poporul Tău! Mântuiește, Doamne, poporul Tău, și bine cuvintează moștenirea Ta. Peace, Father.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Ioachim, preasfinția voastră, preasfințite Părinte Andrei, preacuvioase Părinte Teofil, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, stimate autorități, iubiți credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu și din mila Lui, am trăit astăzi clipe minunate împreună, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la această slujbă de sfințire a acestui nou Sfânt Locaș. Am putea spune că astăzi s-a scris o adevărată pagină de aur din istoria sfântă a acestei comunități. Astăzi, munca, osteneala, truda credincioșilor de aici, din această parohie și a părintelui lor paroh, părintelui Corneliu Gărbănescu, a fost încununată, a fost încoronată de slujba de sfințire săvârșită de către cei doi erari, cărora le mulțumim pe această cale din toată inima, pentru că au amplificat cu prezența lor bucuria noastră de astăzi. Această slujbă de sfințire a revărsat asupra noastră, asupra tuturor și asupra acestui Sfânt Locaș, Harul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a revărsat asupra acestui Sfânt Locaș și l-a înnoit, l-a înfrumusețat, l-a luminat și pe noi ne-a revărsat nouă iertare păcatelor noastre, ne-a dăruit iertare sufletelor noastre. Cu alte cuvinte, slujba de sfințire a unei biserici, sau mai bine zis, prin această slujbă de sfințire nu se sfințește doar locașul de închinare, biserica ca zid, ci și sufletele noastre, care suntem biserica cea vie a lui Hristos, mădulare ale trupului său tainic. Meritul este cu atât mai mare, dragii mei, cu cât această comunitate este una mică ca număr. Ea nu numără mai mult de 200 de familii. Și acest număr mic de oameni, însă oameni harnici și darnici, oameni inimoși, au reușit să săvârșească această lucrare extraordinară, aș putea spune. Pentru că, într-adevăr, a zidi o biserică este o lucrare extraordinară, pentru că biserica este extraordinară. Lucrarea bisericii este una extraordinară, unică, aceea de a sfinți viețile noastre. Și spuneam că meritul este cu atât mai mare cu cât efortul depus de către credincioșii acestei comunități a fost unul pe măsură, unul deosebit, care a făcut ca alături de biserica aceasta să existe un adevărat complex eclesiastic. Am sfințit preasfințiții înalt, preasfințitul și preasfințitul au sfințit deja și așezământul social filantropic, dar lângă el se mai află încă două clădiri în care există un birou parohial, o casă parohială și alături, nu departe de aici, de Sfânt Locașul acesta, se zidește și o casă mortuară. Ceea ce subliniază tocmai ceea ce spuneam înainte, că lucrarea este una cu adevărat măreață. De aceea, la propunerea noastră, înalt preasfințitul Ioachim a rânduit ca astăzi, în această zi sfântă și sfințitoare, să ofere părintelui paroh Gorbănescu Corneliu și prin el dumneavoastră tuturor credincioșilor acestei parohii distinția onorifică prevăzută de către statutul Bisericii noastre Ortodoxe Române în articolul 144 litera C, aceea de iconom stavrofor. Această gramată chiriahală, sau în această gramată chiriahală, în al preasfințitul pe care în al preasfințitul o semnează, se spun următoare. Noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce-și țin bine dregătoria să se îmbrănicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râdă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm preacucernicului preot Gorbănescu Corneliu, de la parohia Sfântul Proroc Ilie, Ciobănuș Straja, protopopiatul Moinești, județul Bacău, să-i se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu
cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Semânează acest act întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Astăzi, anul Mântuirii 2018, luna iulie, ziua 22, ca semn de recunoaștere a vrăniciei sale în activitatea pastorală, misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească într-o slujirea Bisericii lui Hristos. Semnează Părintele nostru Arhiepiscop în al Preasfințitul Ioachim. Poruncește, preasfințite stăpâne, pe cel ce vi se aduce înainte, preotul Cornelius Preafichiul de Sfinticolum Statropură. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce toate cu înțelepciunele economisești, și prin economia Ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cela ce pe înțeleptul econom care bine ai economisit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează și pe robul Tău acesta, preotul Corneliu, spre a se face econom stavrofor și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru ca astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slugicele viclene care cu lene și-a îngropat talentul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, ale Sfântului și întru tot lăudatului apostol și biruitor mucenic Varnava, ale Sfântului proroc Ilie Tezvitianul și cuviosul Părintele nostru Paisie de la Neamț, Sfânta Preacuvioasă Maica noastră Parascheva Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Mironosiță tocmai cu apostolii Maria Magdalena, ocrotitorii acestei parohii, că s-a sfințit și s-a preamărit într-o tot cestitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin, să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul într-o tot Sfântului Duh, începătorul de săvârșirii, te prohensește pe tine, preacuterice preotul Cornel, iconon stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! 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 Axios! 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 Dignus este! Dignus! Dignus este! Părintele Corneliu s-a oserit mult cu frățiile voastre, dar pe undeva poate cumva a neglijat însăși familia sa, așa este preotul. Se dăruiește totalul Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Că și Dumnezeu, El cere să fim, ca noi să fim, să-L servim pe El întâi. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, va lăsa pe tot ce ai apropiat ai său și urmează lui Hristos. Îl urmează lui Hristos. De aceea, în
sărbători de acestea festive și pentru faptul că noi ținem mult Biserica Ortodoxă la familie. Familia preotului este totdeauna un model. Familia românilor din totdeauna a fost un model unii pentru alții și s-a creat astfel comuniunea și denumirea neamului. De aceea, în mod solemn, vreau să felicit și să evidențiez și pe doamna preoteasă, căruia în mod simbolic îi dăruiesc această icoană care reprezintă pe cuvioasa Maica noastră Parascheva, în cinstea căruia s-a ridicat și așezământul acesta, dar Sfânta Parascheva, după cum bine știți, este ocrotitoarea eparhiei noastre, întrucât cultul ei, după cum bine știți, s-a împropriat, s-a statornicit aici, în această eparhie de veacuri, înainte ca Sfintele Ioanse să ajungă la Iași, aduse în timpul lui Balaam, mitropolitului Sfânt Balaam și a voievodului Vasile Lupu. Ofer această icoană și de altfel aș dori ca această icoană să intre în casele tuturor frăților voastre, pentru faptul că Sfânta Cuvioasă Parascheva ajută pe cei care este, pe cel care este în primejdie neajutorat și are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Și cine nu are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu și de rugăciunile Sfinților Protector, care sunt prieteni și casnici lui Dumnezeu. Doamne, preoteasă, vă rog, trimiți această icoană în semn de bucurie și de binecuvântare și cu multă dragoste. Păi cu atât mai mult, ce frumos, felicitări! Și se înflorea, uite așa cum floarea aceasta își întoarce chipul după soare, așa să ne întoarcem noi, chipurile după Dumnezeu și după Sfinții, să-i felicitări și vrednică este să trăiască familia părintelui Cornel într-un mult și fericit an, mulți ani trăiască tuturor! Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Al preasfinția voastră, preasfinția voastră, Părinte Episcop Andrei, domnilor primari, pentru că sunt maici, preacuțenii și părinți, bisericioși, Vox populi, vox Dei, spune un dicton latin. Iată că noi astăzi am ajuns la sfârșitul unei etape destul de lungă în care am săvârșit lucrarea Domnului pe oborul său. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această minunată zi în care am ieșit din timpul creat, intrând în timpul lui Dumnezeu. Mulțumesc celor care ne-au sprijinit, a fost Ioachim în mod deosebit, în camite de zile de inundații din 2005-2006, casitului Andrei, care îl cunosc de aproape 20 și ceva de ani, ori de câte ori veneam de la Mureș, probleme de sănătate, la către Moldova, îl întâlneam la Făgețel, acolo fiind stareț. Și mereu m-am îmbărbătat, Părinte Cornel, îndrește la Dumnezeu. Mulțumesc tuturor care ne-au sprijinit în acest parcurs de 23 de ani. Și aici amintesc Consiliul Local Asău, Consiliul Local Comănești, Consiliul Local Dărmănești. Mulțumesc tuturor de la mic la mare și cei care nu sunt acum prezente fiind în viață, dar și cei care s-au ostenit până acum sau sunt plecați peste hotare să-și găsească poate un trai mai bun. Mulțumesc tuturor enoriașilor mei care m-au suportat, m-au răbdat, m-au sprijinit și m-au ajutat. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze osteneala lor. La Sfinția voastră, încă o dată vă mulțumesc, să dăjduiesc că și pe viitor un voi achita de sarcă ce îmi revin în ascultarea Sfântăției voastre. Să rămână. Da, pentru aceasta, Părintele, vă dorim din partea noastră, ținând cont că obicoarea Sfântului Voroc Chirie, pe care vă dorim toată dragostea, pe care vă arătăm și vă manifestăm. Da, da, bine, acum vine bine, pentru faptul că n-a fost de multă vreme, decât de câteva zile, prezunei Sfântul Ilie, și într-adevăr este numele meu, care l-am primit la botez, părinții mei, vă mulțumim. Preasfinte Stăpâne Andrei, vă vrem o icoană cadou, ca amintire cu Apostol
evanghelist. Vă mulțumim frumos să rămân așa. Mulțumesc. Da. Da, și pentru faptul că, așa cum a spus Părintele în cuvântul său, el nu a fost singur, ci înconjurat de frățiile voastre. Pentru aceasta, el a venit la centrul eparhial și mi-a cerut în mod expres ca să felicităm și să distingem cu o distinție chiriahală pe cei care l-au sprijinit mai mult și au fost aproape de Părintele Gorbănescu pentru lucrarea aceasta sfântă. De aceea rog pe secretarul eparhial să dea citire conținutului acestei gramate a noastră chiriahale și Părintele Gorbănescu în zile mai festive, când veți veni aici la biserică și veți face concluzia acestei zile frumoase istorice, vă va îmâna și aceste distinții care a căror conținut îl facem cunoscut acum. Distinție de vrednicie. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând cuvântul Sfintei Scripturi care spune că în biserică sunt felurite slujirii, dar este același Domn și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre, drept slăvitoare, înmulțesc talanții primiți în dar de la prea milostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre domnului Viorel Miron, primarul orașului Comănești, pentru dragostea și sprijinul acordat pentru împlinirea lucrărilor de zidire a bisericii Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Din parohia Ciobănuș Straja, comuna Aseu, protopopiatul Moinești, Dumnezeu să răsplătească și să binecuvinteze pe toți ctitorii. Aceeași distinție de vrednicie se acordă domnului Constantin Rădulescu, primarul comunei Aseu, domnului inginer Constantin Poiană, domnului Claudiu Mazilu, domnului arhitect Constantin Amâiei, domnului arhitect Viorel Boiciuc, doamnei Aneta Roșca, doamnei inginer Marilena Gherla, domnului Ștefan Potoroacă, domnului Toader Tăsăloanu, epitroful acestei parohii, domnului Cristian Colpoș, doamnei Elena Caraliță, doamnei Maricica Drugu, doamnei Tita Vrânceanu, domnului inginer Constantin Petraru, domnului Costel Dudău, doamnei Iuliana Ciurcanu, domnului Simeon Primicheru. Da, poate au mai fost mai multe nume care de-a lungul anilor, în timpul șantierului, s-au adăugat. Chiar dacă noi am uitat, Dumnezeu nu vă uită și vă scrie pe fiecare în cartea vieții. Vă mulțumim mult pentru participare și încă un amănunt. Într-o liniște și într-o bună cuvință, veți intra în Sfântul Altar toți cei care binevoiesc să se închine acolo, pentru faptul că astăzi, într-o răbdare, o să lăsăm biserica deschisă până ce va trece ultimul credincios și ultimul închinător în această biserică. De aceea vă rog să priviți cu luarea aminte și să rămâneți cu toții în contextul acestei zile, acestei zile pline de har, pline de lumină, pline de vaporii Duhului Sfânt care înmiresmează sfetele noastre. Părinții vor fi printre frățiile voastre și vor împărțește Sfânta Anafără, iar noi rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea pace și liniște, alese bucurii și mângâieri duhovnicești. Înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitului Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei,
Dă-ne, Doamne, viață, lume, pace cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecădincios pe calea mântuirii și păsește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Pe stăpânii și arierii noștri, Doamne, încălzește! Doamne, încălzește! Pentru mulți ani, pentru mulți ani, pentru mulți ani să fie! Preacucernicilor părinți prezenți la această sfântă slujbă, preacuvioaselor maici, dă-le, Doamne, viață, lumea cu sănătate, pace, bună sporire întru toate și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Întru mulți ani! Și nu în ultimul rând, de dumneavoastră, iubiți credincioși, care sunteți pe cei de apostolii noastre. Vă dorim în contextul acestei sărbători multă sănătate, bună sporire pentru toate, precum și tuturor acelea în mod deosebit, care poartă numele Sfintei Marie Magdalena, care poartă numele Sfântului Ilie, sau Corneliu, da, și Sfântul Corneliu, Sultan și tot astăzi, așa că tuturor acelora care poartă aceste nume cu demnitate și cinste creștinească, vă dorim multă sănătate, să vă păzească Dumnezeu de primejdi și necazuri, să trăiți cu toți într-un mulți fericiți ani. Mulți ani trăiască tuturor! Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Vă rezi atenția că doar 30 de secunde. Am împlinit lucrarea lui Dumnezeu în această zi. De aceea nu vrem să plecați de la noi nemânghiați pe partea Marte. De aceea avem de la poartă niște parchete pentru pelerin, iar aici avem invitați cu numele 300 de persoane. Deci vă rugăm în liniște să mergeți către casele frăților voastre și către acela prezent de aici, de lângă noi, din partul de lângă noi de aici. Mulțumim frumos și vă așteptăm totdeauna, la anul viitor, la hram, de ori câte ori, ne cheamă glasul bisericii. Slavă Dumnezeu! Amin!